Când te gândești la începutul celui de-al doilea război mondial, te gândești inevitabil la 1 septembrie 1939, data oficială a invaziei. Doar că ce-ar fi dacă ți-ai spune că al doilea război mondial putea de fapt să înceapă cu o săptămână mai devreme? Înainte de a începe, aș vrea să vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, deoarece peste jumătate dintre cei care mă urmăriți nu sunteți abonați și m-ar ajuta extrem de mult dacă ați face-o chiar acum. În timp ce Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică căutau modalități diplomatice și militare de a contracara o invazie germană a Poloniei în primăvara și vara anului 1939, Wehrmachtul și Abwehr sau Serviciul de Informații continuau cu plănuirea următoarei invazii germane asupra Poloniei. Totuși, un factor incert în această planificare era Uniunea Sovietică sau, mai degrabă, cum ar răspunde aceasta la o viitoare invazie a Poloniei. Militarii germani presupuneau că polonezii vor încerca să rețină forțele germane suficient de mult pentru a-i permite lui Stalin să răspundă. Acest lucru nu s-a întâmplat totuși niciodată. Pe măsură ce discuțiile anglo-francezo-sovietice păreau să nu ducă nicăieri din cauza insistențelor lui Stalin pentru a-i se acorda dreptul de a acționa defensiv împotriva oricărei țări de la frontiera sa vestică care părea să se mute în tabăra germană. Cum discuțiile nu au dat roade, sovieticii au ales cealaltă tabără, așa că au început discuții de neagresiune între Moscova și Berlin. Deși discuțiile s-au concretizat abia pe 23 august 1939, ele înlăturaseră posibilitatea unui război între aceste două țări, făcându-l pe Stalin să participe activ la ocuparea Poloniei. Odată ce Hitler devenise sigur de un viitor acord cu Stalin, a stabilit calendarul final pentru atacul asupra Poloniei. Pe 12 august 1939, Wilhelm Canaris a pus toate unitățile sale de spionaj în alertă totală. Două zile mai târziu, Hitler a avut o întâlnire cu liderii săi din Wehrmacht în refugiul său montan din Alpii Bavarezi. A doua zi, Canaris a ordonat unităților sale de comandă și sabotaj să se mute pe poziții în Polonia. Pe 22 august, Hitler s-a întâlnit din nou cu un cor mai mare de comandanți ai Wehrmachtului, printre care și Wilhelm Canaris. Au participat și Hermann Göring, care urma să fie numit șef al Consiliului Ministerial pentru Apărarea Reichului și succesorul oficial al lui Hitler, dar și ministrul de externe Joachim von Ribbentrop. La instrucțiunile lui Hitler, toți ofițerii săi de top purtau haine civile. La sfârșitul întâlnirii, Führerul le-a spus liderilor săi militari că se așteaptă ca atacul asupra Poloniei să înceapă în 4 zile. Cuvintele lui de despărțire ar fi fost: mi-am făcut datoria, acum faceți-vă-o pe a voastră. La 16.05 pe 25 august, înaltul comandament al Wehrmachtului, sub generalul Wilhelm Keitel, a emis ordinul de invadare a Poloniei. Wilhelm Canaris a trimis imediat echipele de luptă și sabotaj în acțiune. 2 ore și jumătate mai târziu însă, Keitel a ordonat unităților sale să se retragă la ora 20.30 din cauza noilor evoluții politice. Marea Britanie, pe care Hitler sperase să o izoleze printr-o ofertă de alianță, a semnat în schimb un tratat de asistență reciprocă cu Polonia în aceea zi. Benito Mussolini l-a informat acum pe Führer că Italia nu este pregătită din punct de vedere militar să se alăture unui război care va include probabil Marea Britanie și Franța. Erwin von Lausen l-a informat pe Canaris că agenții săi care supravegheau atacul asupra tunelului de cale ferată din pasul Jabłonkow au pierdut contactul cu echipa condusă de Hans Albrecht Herzna. Teama era acum că echipa lui Herzna va provoca chiar războiul pe care Führerul tocmai îl anulase. Operatorii radio, disperați, au făcut tot posibilul pentru a contacta unitatea dispărută. Unitatea de comando a 8-a lui Oskar Schindler era principala legătură fizică cu echipa lui Herzna. În dimineața zilei de 26 august, echipa lui Oskar a informat sediul Abwehr că a auzit informații despre foc puternic de puș
mișcă în apropierea pasului Yablonkov și a concluzionat că probabil era unitatea locotenentului Herzna. Pasul Yablonkov era una dintre cele mai importante rute de transport din Carpații Occidentali. Germanii știau că eșecul de a captura linia de cale ferată și tunelul ar afecta grav mișcările Wehrmachtului în sudul Poloniei. Sarcina detașamentului Abwehr sub comanda lui Herzna a fost de a captura atât gara de la Moste, cât și tunelul strategic pentru a preveni distrugerea acestuia de către forțele poloneze. S-a ordonat să ocupe pasul Yablonkov înainte de a începe ostilitățile reale. Germanilor li s-a ordonat să dezactiveze posibilele sisteme de demolare poloneze și să facă loc diviziei a 7-a infanterie din München, staționată în apropiere. Cartierul general al armatei poloneze era pe deplin conștient de importanța strategică a tunelului și a fost exploatat încă din iunie 1939 de soldații batalionului 21 săpători din Bielsko, sub comanda colonelului Witold Pirschel, care era inginer miner. În vara anului 1939, în fiecare seară după trecerea ultimului tren, explozibil era montat pentru noapte de ambele părți ale tunelului. Detașamentul german de aproximativ 70 de agenți îmbrăcați în civil, deși unele surse spun că numărul ar fi fost 24, au trecut granița polono-slovacă și au ajuns la stația Moste în jurul orei 4 pe 26 august, fără a ști că Hitler și-a anulat ordinul și a amânat atacul asupra Poloniei. Nemții și-au stabilit pozițiile pe un deal din apropierea gării Moste și au început să tragă în clădirea gării, precum și la o casă în care locuia directorul unei școli locale poloneze. În următoarele minute, germanii au capturat stația după câteva lupte și au luat prizonieri un grup de muncitori. Totuși, unitatea germană habar n-avea că stația era dotată cu un sistem militar de comunicații situat la subsol. O femeie a reușit să sune unitățile poloneze care păzeau tunelul, declanșându-se alarma. Unitățile de pază poloneze, înarmate cu mitraliere, au luat poziții la ambele capete ale tunelului și a fost înființat un post de observație. A avut loc un schimb haotic de foc, în urma căruia germanii și-au dat seama că operațiunea a fost un eșec și s-au retras în pădurile din apropiere cu doi răniți pentru a se reorganiza. Unii atacatori au reușit să captureze o locomotivă și au încercat să intre în tunel, dar au fost respinși de poliția poloneză. Într-un final, Canaris, care primise mai multe informații despre activitățile lui Herzna, a reușit să ia legătura cu acesta. Herzna a raportat că a luat stația Moste din apropiere, dar nu a reușit să ia tunelul Yablonkov. Echipa Abwehr, care era acum prinsă în spatele liniilor poloneze, a primit ordin să se retragă și să se îndrepte spre granița slovacă. A întâmpinat o rezistență puternică din partea forțelor de poliție poloneze, care încercau acum să blocheze ieșirea echipei germane din Polonia. La începutul după amiezii, unitatea lui Herzna a rămas sub focul puternic polonez în timp ce încerca să treacă granița slovacă. Chiar înainte de a intra pe teritoriul slovac, generalul Keitel i-a ordonat lui Herzna să rămână în Polonia. Hitler nu intenționase niciodată să oprească invazia Poloniei, în schimb dorea întârzierea ei cu câteva zile pentru a încerca să-i convingă pe britanici să-și abandoneze garanțiile față de Polonia și să-l facă pe Mussolini să-și reconsidere poziția cu privire la război. Iar acum propaganda germană a încercat să-și intre în rol. Herzna a dezvăluit nu numai obiectivul echipei sale pentru Fall Weiss sau Planul Alb, dar le-a dat de înțeles ofițerilor polonezi că o invazie era aproape. Armata poloneză, deși depășită din toate punctele de vedere, nu s-a lăsat totuși păcălită. Știau că ceva urma să se întâmple. Germania a încercat să se scuze, spunând că unul dintre ofițerii lor de nivel inferior a înnebunit, a inventat povestea invaziei și a lansat un atac pe cont propriu. Sperau că polonezii vor crede povestea, doar că nu s-a întâmplat. Când a fost lansată invazia propriu-zisă, acel tunel feroviar de lângă Moste a fost unul dintre primele lucruri pe care armata poloneză le-a aruncat în aer, așa că, cel mai probabil, povestea unui ofițer nebun nu a fost credibilă.